Stimați prieteni, am obligația de a vă anunța că duminică, 11 august, am avut ședința Consiliului Național Politic. La această ședință, participanții au decis majoritar, cu unanim, cu decizia de a participa în alegerile prezidențiale din octombrie 20 2024. La această ședință am fost desemnat în calitate de candidat oficial pentru participarea la scrutinul prezidențial din 2024. Mi-am asumat o sarcină complicată, dar vitală pentru dezideratele programului liberal și suntem un partid liberal în Republica Moldova, iar sarcina mea este să ofer un exemplu de candidat care să fie garanția omului simplu contra imposturii, contra inamicilor statului de drept și a profitorilor. Cetățenii noștri au nevoie de speranță, au nevoie de respect, iar sarcina autorităților statului este să le ofere soluții concrete pentru a construi și dezvolta o țară în care se dorească să trăiască și să-și educe copiii. Înțeleg cu foarte bună claritate care sunt competențele constituționale ale președintului, dar și așteptările populației față de autoritățile statului. În scurt timp voi prezenta programul prezidențial în care voi fixa prioritățile pe care mi le propun și prioritățile care reflectă așteptările echipei noastre, a echipei Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. De asemenea, am plăcerea de a o invita pe doamna Rodica Grama, care este președintele grupului de inițiativă, să transmită un formă de angajament pentru candidat din partea participanților Consiliului Național Politic al CUP. Mulțumesc! Bună ziua! Aceasta nu este o campanie electorală, este doar un mesaj către cetățenii liberi a acestei țări. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, fiind un partid liberal, prin desemnarea propriului candidat la alegerile prezidențiale, consideră că un președinte trebuie să reprezinte toți cetățenii acestei țări, oprind dezbinarea între ai noștri și ai voștri. Opțiunea liberală a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare trebuie să fie un factor de stabilitate și coeziune socială pentru toți cetățenii țării noastre. Un președinte este obligat să promoveze soluții pentru a opri catastrofa demografică și să întărească bunăstarea populației și capitalul social. Un președinte trebuie să asigure justiția dreaptă și protecția adecvată cetățenilor în condițiile unei societăți libere și deschise. Un președinte trebuie să asigure transparența totală a banilor publici, în special cu un control riguros asupra banilor veniți din fonduri externe și a celor din credite bancare internaționale. Cetățenii au nevoie de speranță, respect și soluții concrete la problemele reale cu care se confruntă zilnic. De aceea, candidatul CUP are obligația de a promova dezvoltarea durabilă printr-un guvern competent și profesionist care să lucreze în condițiile unui stat de drept după reguli clare, politici transparente și fiscalitate redusă. Opțiunea liberală a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare trebuie să pledeze pentru dezvoltarea dinamică a inițiativei private, să accelereze eliminarea corupției și a crimelor economice, să dubleze investițiile în educație, sănătate, în cercetare și inovație tehnologică. Candidatul CUP își ia angajamentul de a depolariza serviciul public și să restabilească mecanismele legale de selectare meritocratică a funcționarilor publici în stat, respingând birocrația excesivă și vicioasele practici ale verticalei puterii în stat. Candidatul CUP trebuie să aibă funcția de președinte care își asumă public obiectivul promovării spațiilor comune integrate cu România, care doresc integrare națională corectă și inteligentă. Chemăm alături de noi toți oamenii de bună credință, cu dragoste de țară, care vor să ne eliberăm de cercul vicios a unei politici monocrome, punând umărul împreună la viitorul pe care ne-l dorim. Să ne fiți alături pentru ca împreună să punem în practică un plan al salvării naționale pentru ca Moldova să ajungă pe bine meritat în Uniunea Europeană. Vă mulțumim și cu Doamne ajută! Dacă aveți o întrebare, pot să vă răspund cu mare plăcere. Dacă nu aveți întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă rog să ne urmăriți cu atenție. La revedere, sănătate!